cât de puternic și frumos poate fi sentimentul iertării. În spate fiecărui slujitor al Domnului există un om. Din păcate, unele greșeli sunt extrem de grave. Sunt o criminală. Am luat o viață și am distrus altele. M-a sulburat foarte tare, îmi cer mii de scuze. Trebuia să fie pușcărie, de ce e liberă? Pentru mine e moartă, pentru mine nu există. Nu toți oamenii au puterea să iert. Și nu toți cei care greșesc au șansa să fie iertați. Criminalul! Cum ești din pușcărie? Ce cauți aici? O nouă șansă. Luni și marți, de la 9 seara, pe canal de 2.